găsit, dragi iubitori ai fotbalului, vă spunem de la Iancă, unde în câteva momente va începe meciul de baraj dintre Viitorul Iancă și reprezentanta județului Vrancea, ACS Mausoleul Mărășești. Cele două echipe sunt acum în fața publicului spectator pentru formalitățile de începere a partidei. Să sperăm că vom avea parte de un meci frumos, iar la final ne vom bucura de un rezultat pozitiv. Iată spectacol în tribune, galeria echipei Mausoleul Mărășești a aprins torțele încă de la începutul partidei. Să sperăm că nu vor avea de suferit, mă refer aici la măsurile de ordine și siguranță, și că jandarmii vor fi binevoitori. În sfârșit, să revenim la joc. O vreme frumoasă aici la Iancă, chiar dacă am avut parte de o repriză de ploaie de 45 de minute, o furtună puternică. Iată că acum vom vedea două reprize de fotbal. Lovitura de începere va aparține echipei gazdă, Viitorul Iancă, tricouri albe, shorturi vișinii. De partea cealaltă, Mausoleul Mărășești, tricouri de culoare roșie și shorturi verzi. Iată care sunt și cele două formații. A început partida, 11-le de start al echipei Mausoleul Mărășești. Este următorul în poartă, Ciubotaru, jucător de câmp, Grama, Radu, Amariei, Docan, Pădure, Mitală, Grigorică, Tontu, Dima și Dumitriu, rezerve, Toderiță, Gheorghe Ceanu, Balaban și Irescu, antrenor Romeo Drăgan, delegatul echipei Popa Ionuț, Masior Terțiu, Nicu. De partea cealaltă, echipa gazdă, Viitorul Iancă, a început această partidă cu următorul 11 în poartă, Jalbă, jucător de câmp, Olenic, Stănciulescu, Dima, Coman, Necoară, Endive, Matei, Crăciun, Ioniță și Cazan, rezerve, Postolea, Pisică, Barda și Cireașe, antrenor Necoară, Constantin. Meciul este condus la centru de Amorăriței, Mihai din Câmpina, ajutat la cele două linii de Iacob Florin din Constanța și Dumitrache Ștefan din Prahova, observatorul partidei pentru brigada de arbitri, Cristea Ion din București, iar observator de joc, Mircea Constantin din Buzău. Iată echipa din Mărășești în posesie. O pasă a lui Mitală. Mingea se duce însă în afara terenului de joc. Iancă acum are posesia. O echipă obișnuită cu Liga a 3, a evoluat până în 2010-2011 în cel de-al treilea eșalon fotbalistic. Însă și Mărășeștiul, putem spune, dacă ne gândim cu mulți ani în urmă, înainte de 1990, a evoluat în Divizia C. Thank you.
Acest meci de bara se dispută în dublă manșă după sistemul tur-retur. Săptămâna viitoare, pe sâmbătă 22 iunie, va avea loc returul. La fuhal de 3.000 și ceva, 4.000, în jur de 3.000. Iată-l pe Tontu, a încercat o minge de angajament pentru Dumitriu. Respinsă pădure. Și Mital, iată, trimite o minge lungă care rămâne în terenul de joc. Acum jucătorul de culoare Indive Crăciun o pasă pe partea stângă. Matei. Iată Matei, posibilitate de centrare. Foarte bine Radu. Endive la 20 de metri șutează. A intervenit Amarie. Echipa din Ianca cu câțiva jucători în componență care au trecut pe la Dacia Brăila. Iată-l pe Dumitriu pe partea dreaptă, pătrunde în care Dumitriu, gol! Gol Dumitriu! Pe contraatac în minutul 5, Mausoleul Mărășești deschide scorul. Iată bucurie mare în rândul echipei din Mărășești, chiar în fața galeriei. Un contraatac fulgerător, putem spune. Dumitriu a preluat mingea, a pătruns în careul de 16 metri și a șutat direct în vinclu. Un început cum nu se putea mai bună pentru echipa oaspete, Mausoleul Mărășești. Ciprian Dumitriu, un jucător de bază al echipei din Mărășești, golgheterul echipei. Iată, deschide scorul în minutul 5 și viitorul Ianca ACS Mausoleul Mărășești este 0-1. Să vă mai spun că la casele de pariuri o victorie a echipei viitorul Ianca era cotată la 1.25, iar victoria echipei din Mărășești o cotă de 6. Un șut spre poarta lui Ciubotaru, mingea trece pe lângă stâlpul din dreapta. Galeria din Mărășești domină fundalul sonor. Aici pe stadionul Ștefan Vrăbioru din Ianca. Acest stadion poartă numele fostului fotbalist, un jucător talentat transferat la Astra Giurgiu în 1999. A plecat de aici, de la Ianca, la Astra Giurgiu. Din păcate, el s-a prăbușit pe teren pe stadionul Giulești, chiar în prima etapă a campionatului 1999-2000 și s-a stins din viață. Au fost multe discuții la acea vreme. De atunci a apărut și obligativitatea ca la fiecare partidă să fie prezente două ambulanțe la partidele de Liga 1, mă refer. În cinstea lui Ștefan Vrăbioru se organizează în fiecare an aici la Ianca un memorial.
Iată, acum echipa din Iancă încearcă să așeze acest atac. Vă spuneam, câțiva jucători care au trecut și pe la Dacia Brăila în divizia B, în Liga 2. Este vorba de Cosmin Nicoară, care este și antrenor jucător, Victor Olenic sau Cătălin Stănciulescu, de asemenea portarul Jalbă, care a jucat mulți ani și la Olimpia Râmnicu Sărat. Obținem acum o lovitură liberă la jumătatea terenului în urma acestui duel aerian. Tontu a fost faultat. Pădure pentru autorul golului din minutul 5, Dumitriu din nou, Dumitriu din aceeași poziție, a șutat cu piciorul stâng, de această dată mingea a trecut peste transversală. Această partidă este transmisă în exclusivitate pe canalul de YouTube Est Media Press și pe canalul de Facebook Est Media Press, așa cum v-am obișnuit în ultimii 3 ani. Transmitem meciurile din Superliga Altdorf Tehnic, dar și meciurile de baraj. Acum 2 ani, CSM Focșani în 2007 reușea să promoveze într-o dublă cu echipa Poiana Teiului din Piatra Neamț. Anul trecut Sportul Ciorești a jucat meciul de baraj cu CSM Medgidia. Iar acum Mausoleul Mărășește încearcă să scrie istoria aici la Iancă. Ar fi o performanță extraordinară dacă Mausoleul Mărășește a reușit să promoveze în Liga 3. Vă spuneam, înainte de 1990 echipa din Mărășești era o prezență obișnuită în divizia C, erau alte vremuri, echipa se numea pe atunci Chimica Mărășești. Nici formația din Iancă nu are aceeași denumire, pe vremuri Petrolul Iancă, însă se pare că s-a terminat și petrolul aici la Iancă, după ce schelele petroliere au fost achiziționate de o companie din Austria. Iată o centrare în careu, pericol la poarta noastră, un minge care trece peste transversală. Cred că Necoară a încercat să finalizeze. Degajează Ciubotaru. Tontu către Dumitriu, acesta surprins în poziție de offside. Să remarcăm suprafața de joc care se prezintă în condiții foarte bune, parcă nici nu ar fi plouat. Vă spuneam, a fost o ploaie torențială de aproximativ 40 de minute, însă gazonul se prezintă în condiții ireproșabile. Nici o baltă pe teren. Necoară o minge înapoi pentru Dima. Acesta trimite pe dreapta
către Coma și mingea iese în afara terenului de joc. Va fi o repunere din colțul careului mic. Mitala acum pe flancul drept. Mingea ajunge la Dima, acesta a încercat o pasă pentru Tontu. Iată o bună oportunitate. E bine că Mărășeștiul nu se retrage și pune în pericol, pune presiune pe echipa din Ianca. Evident că echipa gazdă nu se aștepta la un asemenea început, la un asemenea scenariu. Iată, intrăm în minutul 15 și Mausoleul Mărășești conduce cu scorul de 1-0. Gol reușit, un eurogol de fapt reușit de Ciprian Dumitriu în minutul 5. Foarte bine deposedează pădure și șutează, însă mingea trece multă peste poartă. E bine că am înscris un gol în deplasare, înseamnă foarte mult la, la un meci tur-retur, însă mai este mult de jucat. Iată acțiunea gazdelor pe partea stângă, centrare, respinge Amarie, capitanul echipei din Mărășești. Endive, Olenic, acum Ioniță, trimite în banda dreaptă la Kazan, din nou Ioniță. Schimb de pase, o posesie bună a echipei din Ianca. În aceste momente, Endive, jucătorul de culoare, primește Kazan. Kazan centrează, iată, la limita offside-ului și este lovitură de colț, indică arbitrul Mihai Morăriței din Câmpina. S-a aflat într-o poziție bună acolo Matei. Este prima lovitură de colț a partidei de care beneficiază echipa gazdă, Viitorul Ianca, la colțul scurt, de viere cu capul și iată reușesc să înscrie jucătorii echipei gazdă. Nu-mi dau seama cine este autorul golului. Viitorul Ianca, Mausoleul Mărășești, 1-1. Gorică pentru Amari, acesta nevoie să degajeze. Dumitriu, foarte bună preluarea. Acum Tontu este semnalizat în poziție de offside. Cele două echipe au câștigat fără probleme campionatele județene din Brăila și Vrancea. Ba, chiar mai mult de atât, au reușit eventul, au câștigat și Cupa României pe județe. Ah.
prima. A ieșit din poartă Ciubotaru și a reținut Radu. Și Cazană trimite cu capul în afara terenului de joc. Echipa din Iancă este susținută de primăria orașului Iancă, un oraș cu aproximativ 10.000 de locuitori. Echipa din Mărășești, dar iată o intercepție a lui Endive. Rezistă acolo Radu. Este presat de doi adversari și va fi un aut de poartă. Echipa Mausoleul Mărășești este susținută de omul de afaceri Liviu Macovei, așadar iată mediul privat și nu primăria din Mărășești s-a implicat aici la această echipă, dar nu mai contează acest lucru. Iată un atac periculos al formației noastre, Mital, și este lovitură de colț. Luptăm și câștigăm, sunt scandările suporterilor de la Mărășești în aceste momente. Grigorică, o recentrare și vom beneficia de o aruncare de la margine. Șutează Necoară în zid și din nou Necoară trimite pe lângă poarta lui Ciubotaru. Un jucător de la Mausoleul Mărășești este căzut pe teren, este vorba de Pădure. Iată care sunt și celelalte meciuri de baraj pe care le-au disputat reprezentantele județului Vrancea. O statistică oferită de secretarul Asociației Județene de Fotbal, Dan Chiriac, prezent și el în tribună aici, alături de președintele Asociației Județene de Fotbal, Dan Dumitru. Așadar, începem cu anul 2008. Energia Vulturului, cetatea Târgu Neamț, 0-2 într-un meci jucat la Bacău, pe vremea când meciurile se jucau pe teren neutru. În 2009, FCM Ajuda ABC Stoicescu, 2-6. În 2010, FC Dumitrești, Mesagerul Bacău, 6-5. În poartă a fost Ion Paraschiv, care avea pe atunci 50 și ceva de ani și a reușit să apere două lovituri de pe dreapsă. 2011, Național Golești, Juventus Toflea, 4-1. Iată pericol la poarta noastră și este gol reușit de același Cazan. Din păcate, 2-1, iată Viitorul Iancă preia conducerea. Cazan reușește dubla. În minutul 28. Așadar, să continuăm cu istoria meciurilor de baraj disputate de echipele din Vrancea. În 2012, Energia Vulturu, Unirea Casimcea, 0-1 după prelungiri. În 2013, Național Golești, Ase Negri, Bacău, 1-2. În 2014, CS Jariștea, Sepsi, Sfântul Gheorghe, 1-1 și 4-5 după executarea loviturilor de la 11 metri. În 2015, FC Panciu,
ACS Traian, tot din Brăila, 1-1 și 5-3 după executarea loviturilor de la 11 metri, așadar promovare pentru FC Panciu. În 2016 CS Păulești, România Dumbrăvenie, 2-1 și 2-0. În 2017 CSM Focșani, Poiana Teiului, 2-1 și 3-2, promovare pentru echipa Fanion. Iar în 2018 Sportul Ciorești, 2-2 și înfrângere 3-0 cu CSM Medgidia. Să vedem ce va fi în acest an între Viitorul Ianca și Mausoleul Mărășești. Deocamdată echipa din Ianca conduce cu 2-1 în partida tur, după ce Mărășeștiul a deschis scorul în minutul 5. Acum ne aflăm în minutul 30. Tontu, Grigorică. Ia-te așa, bă. Acum așa. Grama, Mital, iată, nu reușim să ieșim din propria jumătate de teren. A protejat foarte bine Radu și Ciubotaru degajează lung până în cealaltă jumătate de teren, însă tot gazdele sunt primii la minge. Tontu pe partea stângă, iată, ajunge la această minge, însă nu este nimeni în careu. Două driblinguri ale lui Dima. Acum Stănciulescu și un fault comis de Pădure. Crăciun a fost jucătorul care a fost oprit neregulamentar. Și iată Viitorul Ianca beneficiază de o lovitură liberă care poate fi periculoasă acum când am intrat în minutul 45 al partidei. Iată un minut de prelungire pentru această primă repriză. Viitorul Ianca, Mausoleul Mărășești, 2-1. Șut în zid, Grigorică, acum Dima, e bine că am scăpat de această fază fixă. Și iată fluier final al primelor 45 de minute la pauză. Viitorul Ianca, Mausoleul Mărășești, 2-1 în meciul tur al barajului pentru promovarea în Liga 3, un rezultat care nu este chiar atât de rău pentru echipa noastră. E bine că am înscris în deplasare. Iată startul reprizei secunde. Nu văd nicio modificare în cele două formații. Ianca apare o echipă mai solidă, mai experimentată, vă spuneam, cu 5-6 jucători care au jucat și în divizia B la Dacia Brăila. Dacia Brăila a retrogradat în acest sezon. Endive, o preluare frumoasă, este faultată de Mitală.
În acest an, Liga 3 va începe pe 24 august, iar prima fază a Cupei României va avea startul pe 31 iulie. Ambele formații, atât Ianca cât și Mărășeștiu, sunt calificate după ce au câștigat Cupa României, faza județeană. Grama, Grigorică, nu trebuie să pierdem în acea zonă a terenului, iată Ianca acum în atac. Dima își caută un culoar de șut și mingea lovește stâlpul de susținere al plasei. Foarte aproape să înscrie golul 3 echipa gazdă. Nu știu dacă în cazul unei promovări este prea devreme să vorbim, mai este și meciul retur. Mărășeștiul va avea forța să se înscrie în campionatul Ligii a III, mai ales fără sprijinul autorităților locale. Mă gândesc și la baza sportivă de acolo, de la Mărășești, tribunele și vestiarele au fost lăsate într-o stare de degradare. Dar poate pe ultima sută de metri primăria din Mărășești va lua măsurile necesare și va îmbunătăți situația de acolo, de la stadion, în vederea meciului retur de peste o săptămână. Matei degajează Radu. Echipa din Mărășește este însoțită și de o numeroasă și frumoasă galerie care și-a făcut simțită prezența încă din primul minut aici pe stadionul Ștefan Vrăbioru din Ianca. De asemenea și alți împătiniți iubitorii fotbalului din județul Vrancea sunt prezenți la această partidă. Mă refer aici la domnul Puiu Pârjol, care este prezent pe mai toate stadioanele din Vrancea, la meciurile din Superliga. Observatorul AJF, Adrian Martinescu. Iată, se aude fluierul arbitrului Amorăriței, un fault în atac. Câștigă această minge Grigorică, acum Dima. Grigorică primește pe partea dreaptă și vom arunca de la margine prin Docan. Mital trimite o minge înșelătoare în careu, acolo se află Dima și iată obținem o lovitură de la colț. Acum 2 ani, CSM Focșani 2007 a jucat aici la Ianca într-un meci din cadrul Cupei României. Dar să urmărim această lovitură de la colț.
îndepărtează pericolul defensiv a Brăileană. Vă spuneam, CSM Focșani 2007 a jucat în Cupa României aici la Ianca. Focșanenii au câștigat atunci cu scorul de 4-1. Dumitriu Tontu Mital a încercat, cred, un șut. Stănciulescu minge pentru Necoară. Necoară, antrenor, jucător, un fotbalist care a jucat și în Liga 1. Crăciun a încercat să-l angajeze acolo pe Matei, însă acesta a pierdut startul și mingea a ieșit în afara terenului. Mitală rezistă atacul lui Stănciulescu. În sezonul 1984-1985, Chimica Mărășești pe atunci a ajutat pe Unirea Focșani să promoveze în divizia B. Mărășești l-a învins cu 1-0 pe Inter Vaslui, un gol reușit de Chioveanu. Din acea formație din anii 80, dar iată-l pe Dima, pentru Pădure a ieșit Jalbă și a reținut din acea formație a Mărășeștilor de la jumătatea anilor 80. Mai făceau parte Vrabie, Negoi, Bivolaru, Zegheanu, Manea, Oatu sau Spiridon. Să nu uităm nici de atacantul Sima, poreclit Calu, care a jucat pentru Unirea Focșani. Ar fi bine dacă am avea două echipe în Liga 3-a, mă refer aici la CSM Focșani și Mausoleul Mărășești, mai ales că echipa din Focșani și-a anunțat pentru la anul ca obiectiv promovarea în Liga 2. A venit lângă echipă să pună umărul pentru îndeplinirea obiectivului fostul portar Marius Bratu. Iată-l pe Dumitriu cu spatele la poartă, a încercat o pasă pentru Tontu. E bine că de câteva minute suntem în jumătatea de teren a gazdelor și îi ținem departe de poarta lui Ciubotaru. A încercat Ciubotaru să evite cornerul, nu a reușit acest lucru. Și echipa gazdă obține o lovitură de colț. Urcă în careul nostru fundașii centrali ai echipei, viitorul Ianca. Necoară este
executantul acestui corner. Respins Radu, iată un șut al lui Dima în blocaj. Radu pe contraatac pentru Dumitriu, 2 contra 2, Dumitriu, Radu. Șutul lui Radu, mingea trece pe lângă poartă, putea fi o fază periculoasă. Rămâne 2 la 1 în minutul 60. Viitorul Ianca, Mausoleul Mărășești. Iată operatorul Emil Grosu ne oferă imagini din tribuna de aici, de la Ianca, cu președintele Asociației Județene de Fotbal, Dan Dumitru, urmărind cu interes această partidă. Transmisiunea vă este oferită și cu ajutorul firmelor online turism, care vă oferă cele mai frumoase concedii și vă așteaptă la sediul de pe strada Peneș-Curcanu. De asemenea, Aldorf Tehnic. Vă oferă cele mai bune soluții pentru construcții. Și contraatacul echipei gazdă. Foarte bine intervine Amariei. Un șut și respinge Ciubotaru. A șutat Matei de la 16 metri și portarul echipei noastre a respins ca la handbal cu piciorul. Același necoară va executa cornerul. Iată, mingea se scurge prin fața porții. Continuă atacul echipei gazdă și este gol reușit de Olenic în minutul 62. O inexactitate în defensiva Mărășeștiului. Și viitorul Ianca, iată, își mărește avantajul. Este rândul galeriei echipei gazdă să scandeze numele formației favorite. A fost faultată Doghan, acum Grigorica va executa o lovitură liberă de la jumătatea terenului. Un fault comis de Dumitriu. În continuare se aud încurajări din partea galeriei echipei din Mărășești. Nota 10 până acum pentru susținătorii echipei vrâncene. Aruncă de la margine Galavan. Grigoric schimb de pase cu Galavan. Acesta este faultat.
Ne aflăm la jumătatea reprizei secunde. Primește pe partea stângă Matei un șut și acum degajează Ciubotaru. Echipa gazda a mai oprit puțin motoarele după ce a marcat cel de-al treilea gol. Iată-l pe Dumitriu la limita offside-ului. Se ridică totuși Fanionul de la margine. Matei driblează pe Amarie, iată Matei se joacă acolo cu apărarea echipei noastre. Postolea și este lovitură de colț. Istoviți jucătorii echipei Mausoleul Mărășești. Necoara se îndreaptă spre colțul terenului pentru a executa această lovitură de colț. Șută și scoate Ciubotaru. Dima a fost jucătorul care a șutat de la 25 de metri, însă Ciubotaru a scos de sub transversală. Putem spune că în ciuda celor 5 goluri primite, Ciubotaru și-a făcut datoria. Însă în compartimentul ofensiv sunt foarte puțini jucători care pot pune în pericol poarta gazdelor. Minge pierdute foarte ușor. Aici se face diferența mai ales. Radu Grigorică. Tontu pe partea stângă a centrat la firul ierbii. Niciun coechipier nu se afla acolo. Intervine foarte bine Amarie, care iată pleacă la atac. Și a pierdut această minge. Am intrat în minutul 90. Una peste alta. O victorie meritată a echipei gazdă după ce Dumitriu a deschis scorul în minutul 5. Să sperăm că la meciul retur echipa Mausoleul Mărășești va obține o victorie de palmares. Este greu de crezut că poate întoarce acest scor de 5-1.